Evanghelia după Ioan, capitolul 3, de la versetul 1. Între farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaș al iudeilor. Acesta a venit la Isus noaptea și a zis, Învățătorule, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu, dacă nu este Dumnezeu cu el. De răspuns, Iisus a zis, adevărat, adevărat îți spun că, dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Nicodim i-a zis, cum, poate, cum se poate naște un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele maicii sale să se nască? Iisus i-a răspuns, adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din duc, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din carne, este carne. Și ce este născut din duc, este duc. Nu te mira că ți-am zis, trebuie să vă nașteți din nou. Vântul suflă încotro vrea și auzi vuietul, dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. Tot așa este cu oricine este născut din Duhul. Nicodim i-a zis, cum se poate face așa ceva? Iisus i-a răspuns, tu ești învățătorul lui Sai și nu pricepi aceste lucruri? Adevărat, adevărat îți spun că noi vorbim ce știm și mărturisim ce am văzut și voi nu primiți mărturia noastră. Dacă v-am vorbit despre lucruri pământești și nu credeți, cum veți crede când vă voi vorbi despre lucruri cerești? Nimeni nu s-a suit în cer afară de cel ce s-a pogorât din cer, adică Fiul omului care este în cer. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Iubiți frați și surori, stimați oaspeței casei Domnului, după momentele de părtășie urmează să avem un scurt cuvânt pe tematica aceasta. Ne pregătim pentru o slujbă de brotez care va avea loc în, la începutul lunii mai, și în vederea aceasta a pregătirii se vor relua anumite pasaje biblice care sunt foarte folositoare pentru cei ce s-au decis pentru Domnul, dar foarte folositoare pentru fiecare dintre noi. Biserica Domnului astăzi are foarte multe probleme legate de identitatea noastră spirituală și e foarte important ca fiecare dintre noi să verificăm, să evaluăm dacă într-adevăr suntem născuți din nou sau nu. Pentru că asta e întrebarea crucială care ar trebui să ne urmăm. Nu câți ani de pocăință avem, nu că Dumnezeu ne-a vindecat, nu că Dumnezeu ne-a vorbit, ci dacă suntem sau nu născuți din nou. Pentru că aici spune Sfânta Scriptură un om pe care noi l-am trece să intre în împărăție, un învățător al iudeilor, un om doxa de Biblie și de lege. Omul ăsta a venit la Isus noaptea și a venit într-un mod respectos și a spus, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, că nimeni n-ar putea face lucrurile pe care le faci tu, dacă nu l-ar legitima Dumnezeu, că este trimis de el. Și m-aș fi așteptat ca Domnul Iisus Hristos să nota aceasta a politeții să-i spună, mă bucur că tu vezi lucrurile astea, mă bucur că ești un purtător de cuvânt printre farisei, însă aș vrea să-ți spun ceva, Domnul Iisus nici nu se uită la lucrurile astea. Îi spune sec, vreau să spun ceva. Și uitați-vă ce drept răspuns Iisus i-a zis, adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu, nu tu. Un om, nu contează că e din Dumbrăven, dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea. Și bineînțeles că l-o bloca pe asta. Și atunci el vine și întreabă, bine, bine, cum se aplică lucrul ăsta la mine? Pot eu, un om bătrân, să intru iară, să mă nasc din nou? Cum se poate fac, face așa? Și Domnul nu dă nici explicații. Și vine și spune, dacă un om nu se naște din apă și din duc, nu poate intra. Mai înainte nu poate vedea, acum nu poate intra. Și bulversat ăsta întreabă, cum se poate așa ceva? Și apoi Domnul vine și spune, tu care ești învățătorul lui Israel, tu care cunoști atâta, nu pricepi ce vorbesc? Dacă v-am vorbit despre lucruri pământești și nu pricepeți, când vă voi începe să vorbesc despre lucruri cerești, Tocmai asta era legitimitatea Domnului. Venise de la Tatăl și îmbina învățăturile pe care le avea, în așa fel încât oamenii să priceapă cât de cât. Stimații mei, condiția aceasta rămâne peste tot. Apostolii vorbesc despre nașterea din nou, făcută de Duhul, de naștere din Evanghelie. Și eu aș vrea să rămân la versetul 7, care spune, nu te mira că ți-am zis, trebuie să vă nașteți din nou. Este o necesitate imperioasă ca fiecare dintre noi să urmărim dacă s-a produs lucrul acesta. Pentru că altfel nu putem vedea și nu putem intra. De ce ar trebui ca fiecare dintre noi să evaluăm constant lucrul acesta? Pentru că, iubiții mei, nașterea din nou biblică vorbește despre un nou început. Fiecare om care trăiește în lumea aceasta se naște. Prin nașterea biologică. Și ceea ce adună până la o anumită vârstă sunt doar păcate, sunt doar eșecuri, sunt doar falimente, sunt doar stări de care să le regrete și să-i pare rău. Și de toate acestea ar dori să scape. Ori Biblia vine și spune că există posibilitatea ca omul să aibă un nou început. Bineînțeles că noi luăm un nou început când mergem la o școală. Noi luăm un nou început când ne mutăm într-o altă localitate. Noi luăm un nou început când... Dar din punctul de vedere al lui Dumnezeu, nou început nu e atunci când îl programăm noi, ci conform învățăturii Sfintelor Scripturi, nou început este cel care îl bagă Dumnezeu în seamă. Și ceea ce Dumnezeu acceptă la fiecare dintre noi este momentul acela când ne pare rău de păcatele noastre, ne pare rău de starea falimentară a vieții noastre și venim la Domnul și îi spunem suntem răi, suntem păcătoși, suntem slabi și avem nevoie de îndurare. Și în momentul acela, Dumnezeu, care este Tatăl nostru, ne naște din nou prin Cuvânt și prin Duhul Sfânt. să vie, Domnul! În momentul când Dumnezeu ne naște din nou, în momentul în care aduce pocăință și sfințire în viața noastră, momentul acela este un moment deosebit. Spune cuvântul Domnului și permiteți-mi să citim din 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 17, unde Sfânta Scriptură spune în felul următor, căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Persoana aceea nu contează că are 80 de ani. Persoana respectivă nu contează că e păcătosul păcătoșilor, că noi nu-i mai dăm nicio șansă. Dacă persoana aceea a fost născută din nou prin Duhul lui Dumnezeu, prin Evanghelie, prin Har, omul acela este privit de Dumnezeu o făptură nouă. Pentru mine rămâne același bandit. Pentru mine rămâne același om care a făcut o grămadă de greutăți. Eu îl pot privi într-o anumită stare, însă Dumnezeu privește din punctul ăsta de vedere. De aia e important de văzut ce spune Biblia și fiecare dintre noi să ne asortăm la ce spune Biblia. Că de multe ori, da, noi privim așa, băiatul ăla o să pocăit, dar el o mai făcut cu tare sau cu tare și îl privim pe oameni cu ochii noștri, cu lucrurile noastre. Dumnezeu când ne cheamă în biserică, ne cheamă să-i privim prin ochii Tatălui. Dumnezeu să ne ajute. De aceea ne și dă Duhul Sfânt că altfel n-am putea. Dar prin Duhul Sfânt putem iubi, putem îngădui, putem tolera, putem ajuta ca omul acela să crească spiritual. Odată ce un omul dinăuntru este născut, este prunc, chiar dacă am vrea să fie mare dintr-o dată. Există anumite cerințe la nivelul nostru, când un om se pocăiește, când un om vine la Hristos, când un om e născut din nou, eu aș vrea să mă pot asorta cu el și să facă aceleași lucruri pe care le aștept eu de la el. Dar eu uit că eu am vreo 30 ceva de ani de pocăință și el are 3 zile. Nimeni nu se duce la un copil, la un bebi născut și îi spune treci la muncă la crăpat lemnic, e nevoie pila la iarna viitoare. De ce? Pentru că abia s-a născut. Ori aș vrea să vă spun, stimații mei, spirituali la fel. Spiritualii la fel. De aceea trebuie îngăduință. Chiar dacă omul respectiv are 70 de ani, s-a născut din nou spiritual, spiritual, încă nu poate produce cine știe ce, pentru că e născut din nou. Nașterea aceasta din nou îți dă dreptul la un nou început. Când viața ta înaintea lui Dumnezeu începe din momentul acela, cât mai îngăduie Domnul. Iubiții mei, tocmai de aceea e foarte relevant lucrul acesta în Biblie. Avem o simbolistică foarte clară care arată momentul acela când totul începe din nou. Vă spuneam și altă dată, majoritatea țărilor dezvoltate primesc emigranți, primesc oameni care se mută în țările respective. Împărăția lui Dumnezeu nu primește emigranți. Împărăția lui Dumnezeu nu primește oameni care se mută acolo. În împărăția lui Dumnezeu, ca să intri, trebuie să te naști acolo. Imaginați-vă dumneavoastră că dacă cineva s-ar duce la ambasada împărăției lui Dumnezeu și ar spune vreau să intru în această împărăție și i s-ar spune simplu, nu poți ca român, ca american, ca chinez, ca ce vrei tu, nu poți să intri în împărăția lui Dumnezeu. Da, dar eu vreau neapărat să fiu din această împărăție. Și atunci consul de acolo spune foarte simplu, domnule, există o posibilitate, dar din punct de vedere uman nu se poate. Care? Să mori în România ca român, și te mai naște odată în împărăția unde vrei să mergi tu. Te naște acolo. Din punct de vedere omenesc, pentru că avem o singură viață, nu putem să murim și după aceea să ne naștem. Din punct de vedere spiritual se poate. Mori ca păcătos în lumea asta și te mai naște odată în împărăția lui Dumnezeu. Simbolistic asta o găsiți foarte clar în, bol, în, cadrul botezului. Dați-mi voie să vă citesc din Romani, capitolul 6, cu versetul 4, unde Biblia spune așa, noi, deci, prin botezul în moartea Lui am fost îngropați, pentru că suntem socotiți morți în momentul respectiv, împreună cu El. Pentru că după cum Hristos a aviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață, avem dreptul la un nou început. Nașterea din nou este absolut necesară pentru noi. Pentru că ne dă dreptul la un nou început pe care nimic din lumea asta nu o face așa cum o face Dumnezeu. Și atenție, frații mei, dreptul acesta la un nou început prin nașterea din nou este observat de Dumnezeu, apreciată de Dumnezeu și este un gest al credinței, slăvit să fie Domnul. Nu numai lucrul acesta, privitor, dacă ai dreptul la un nou început, ți se schimbă calitatea vieții pe pământul ăsta. Oamenii, indiferent ce au în lumea asta, ce bogății au, ce relații au, ce plăceri, ce, ce viață trăiesc, sunt oameni triști. Pentru că viața pe pământul ăsta însă, de scurtimea ei, oamenii se plâng. Spune cuvântul Domnului în Iov, capitolul 5, cu versetul 7, în felul următor, omul se naște ca să sufere, după cum scânteia se naște ca să zboare. Apoi în Iov, capitolul 14, versetul 1, omul născut din femeie are viață scurtă, dar plină de... Cam asta e sumarizarea la tot ce putem noi reuși. La tot ce putem. Nu contează că sunt regi, că sunt părați, viața e scurtă și o grămadă de necazuri, de neîmpliniri. Oribiții mei, în momentul în care un om este născut din nou, lui nu-i se schimbă culoarea părului, nu-i se schimbă înălțimea, nu-i se schimbă statutul social, dar în viața lui intră o forță, și o să explic mai târziu, o persoană, care schimbă efectiv calitatea vieții. Dintr-o dată, necazurile pentru el sunt oportunități. Dintr-o dată, examenele pe care le dă și situațiile negative sunt teste pe care el cu bucurie se duce să le ia. De ce? Pentru că cineva i-a schimbat calitatea aceea. Altfel e trist și amărât. De ce să nu vă spun? De aia trebuie să ne verificăm continuu dacă suntem născuți din nou. O să arătăm că când vine în acazul, suntem speriați la culme. De ce îngăduie Domnul? Iubiții mei, Sfânta Scriptură spune că necazul le dezvoltă ceva în om ce nu poate dezvolta nimic. Căci necazul aduce răbdare. Răbdarea, nu bei un pliculeț de ceai de răbdare și dintr-o dată ești răbdător. Am vrea, am vrea, am vrea să ne dea o piulă și să fim răbdători. Nu, necazul, răbdarea se dezvoltă doar în situații conflictuale, în necazuri în probleme, să scarpe în careva din tine. Și în momentul respectiv trebuie să dezvolt. Nu ai cât trebuie, dar te rogi la Domnul și taci din gură, te înverzești la față. Data viitoare când vei avea un alt, din nou vei fi mai răbdător. Se dezvoltă în mod constant. De ce? Pentru că acolo dă Dumnezeu putere și ești conștient de lucrul acesta. Când vine Dumnezeu în viața ta, că nașterea din nou asta produce, vine din viața lui Hristos în noi, Hristos locuiește în noi, Hristos în noi ne dă de, de șlavei, spunea cuvântul Domnului. Hristos este viața noastră, pulsează în noi putere. Dintr-o dată toată perspectiva vieții acestea, scurte, pline de necazuri, deprimante, cu coronavirus, se schimbă. Pentru că Hristos în noi ne dă perspectiva nu numai a vieții acestea, ci absolut vrăbiile nu cad la întâmplare în lațul păsărarului, Dintr-o dată firele de păr din capăt sunt numărate, dintr-o dată dacă unul nu zice bună ziua ție, că tu ai zis bună ziua, dinainte să știa lucrul acesta, nu trebuie să te să în continui nu-mi dă asta bună ziua. Este testul vieții tale, continuă să iubești, continuă să respecti, continuă să fii om. Doamne ajută! Nu din pricina acelui ce merită. Cum spunea cineva, dacă un câine latră la tine, tu nu te pui în patru labii să la abis, și tu la el, pentru că ești om. De aia te rămâi la nivelul ăsta, indiferent cum suportă ceilalți. Trăiești în perspectiva aceasta cu Hristos în tine. Ori naștere din nou, pe lângă faptul că îți dă dreptul la un nou început, îți schimbă efectiv modul de gândire asupra vieții. De aceea Sfânta Scriptură spunea în Roman 5, versetele 2 și 3 în felul următor. Lui îi datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de hară în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Ba mai mult ne bucurăm și în necazurile noastre, că știm că necazul aduce răbdare și așa mai departe. Deci dintr-o dată ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu că toate lucrurile de pe pământul ăsta au un sens, au un scop. Nu-i nimic la soartă și la întâmplare. Odată ce ești născut din nou, ești printre preferații cerului. Și trebuie să conștientizezi lucrul acesta. Dacă nu contești, te pierzi în anonimatul celor 7,7 miliarde de oameni. Toți stau fricoși să pierd, nu-și dau seama cine ești. Cine ești, măi? Ah, depinde, Dumbrăven, ven, depinde, eu știu ce-a fi. Nu! Odată ce ești născut din nou, în tine locuiește Hristos și Tatăl care are toată gloria și toată puterea este cu ochii pe tine. Dumnezeu să ne binecuvinteze! Trăiești cu o anumită speranță, de aia găsim pasaje scripturale care ne uimesc de foarte multe ori. Când Hristos viața noastră, înăuntru nostru, ne dă o bucurie deosebită, spune cuvântul Domnului Evrei, capitolul 10, versetul 34, un text pe care noi l-am mai citit, În adevăr, ați avut milă de cei din temniță și ați primit cu bucurie răpirea verilor voastre, ca unii care știți că aveți în ceruri o avuție mai bună, care dă nu e. Stimații mei, asta e perspectiva corectă. Tot ce avem aici, agonisim, strângem pentru un anumit confort, pentru ca să nu te plouă, să ai acoperiș deasupra capului. N-are sens să excelezi în lucrurile din lumea aceasta. N-are sens să faci și știe ce. Dar e important să trimiți o avuție mai bună, că pe pământul ăsta ori vine hoțul, ori vine bolia, ori vine rujina, ori vin o grămadă de lucruri, de decrete pe care le-o dat și cezar altă dată, să poată confisca averile, să aducă la buget, însă nu contează. Odată ce tu ai fost bogat în fapte bune pe care Dumnezeu le-a pregătit să umbli în ele, ai dat pahare de apă rece unor oameni insetați, ai dat un SMS de zidire spirituală, ai încurajat pe cineva, lucrurile astea nu ți le poate lua nimeni pentru că ele sunt monitorizate, contorizate și Dumnezeu îți va răsplăti cu vârf și îndesat. Slăvit să fie Domnul! Totul în viața asta este o oportunitate, pentru că dintr-o dată ești copil al Tatălui Ceresc născut în familia Lui. Îți schimbă calitatea vieții. Un alt aspect pentru care trebuie să urmărești și să vezi dacă ești născut din nou, stimații mei, este ca să poți semăna cu Tatăl Ceresc că noi ne-am născut în familia părinților noștri biologici, am început să semănăm și normal semănăm cu ei. Unii zâmbim, alții mergem, dar putem fi identificați a cui suntem după anumite gesturi, după mimică, după felul în care semănăm. Iubiții mei, ca să poți fi copil al Tatălui Ceresc, trebuie să te naști în familia Lui și singurul mod de a te naște în familia Lui este prin naștere din nou, slăvit să fie Domnul. Numai că trebuie să ținem cont de un lucru, o aplicație pe care o avem în domeniul acesta. Dacă la părinții noștri semănăm cu ei și le moștenim anumite caracteristici, le moștenim stilul de vorbire, le moștenim înclinațiile, temperamentul, aș vrea să vă spun că când ne naștem în familia Tatălui Ceresc, moștenim și de la El. De aceea ne spune Scriptura că suntem născuți dintr-o sămânță care nu poate putrezi, ca atare nu ne găsim plăcerea în păcat, omul credincios poate cădea în păcat, dar nu-i place în păcat. Omul credincios poate fi prins într-un clenci, dar nu-i place, îi tremură inima ca lui David. Domnule, îți prins în situația asta, m-am prins cu gura, nu știi cum să iasă de acolo, nu-i place. Omul care îi place să trăiască în păcat și care se gândește la următorul păcat și care se gândește la următorul păcat și face din păcat un stil de viață, Omul ăla nu-i născut din nou. Ori omul născut din nou, din sămânța aceea eternă, este omul care dorește să trăiască după chipul tatălui. Și tatăl nostru este sfânt, să i fie numele. Ca atare vom tinde în mod constant spre sfințire, spre curățire și unde e cazul de pocăință să ne ajute Dumnezeu. Mai există un aspect pe care trebuie subliniat, care e practic imediat, și anume, tot ceea ce creează Dumnezeu, creează prin cuvânt. El zice și se face. Cheamă lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi. Ca atare credinciosul înainte de a se naște din nou, putea să vorbească ce vorbea. Scoteam tot felul de cuvinte de pe gură. Când te-ai pocăit, spune Scriptura, da al tău să fie da și nu? Nu. Dar de ce e așa de restrictiv? Ba din contră, Biblia vine și spune, binecuvântați că la aceasta ați fost chemați ca să moșteniți binecuvântarea. Păi dar ce are? Să prinde? De ce să nu blestem, de exemplu? De ce să nu l-ameninți, de exemplu? Pentru că, iubitul meu, cuvântul tău începe a crea. Lucrurile pe care le rostești încep să ia ființă. De-aia Biblia îți spune acum, binecuvintează, nu spune altceva. De obicei, supărările mari ale credincioșilor, a mamelor, a taților, o cadru în familie. În cadrul familiei te supără copilul, în cadrul familiei te supără bărbatul, nevasta, părinții te supără și mai scăp cuvinte. Știți că cuvintele astea creează? Am prieteni care și-au supărat părinții, părinții și-au supărat și tatăl i-a spus, băi, pentru că ai făcut supărare, asta nici la mormântarea mea să nu fii. Știți că nu a putut să ajungă la mormântarea tatălui lui? Și tatăl dorea să vină fiul său. Și fiul dorea să vină și el acolo. Și-o dat seama că o spus -o la o supărare, măi. Dar pentru că ai intrat și ești în domeniul ăsta, ai grijă ce scap de figură. Ai grijă, fii atent la lucrul acesta. Suntem copii ai Tatălui Ceresc. Însă ca și copii ai Tatălui Ceresc trebuie să în sfințenie și în ceea ce privește vorbirea să fim cumpătați. Dumnezeu să ne ajute. Ultimul aspect pe care vreau să-l subliniez, pe lângă faptul că Nașterea din nou este necesară pentru a avea un nou început, pentru schimbarea calității vieții din lumea aceasta și pentru faptul că să semănăm cu Tatăl nostru Ceres să putem moșteni lumea cea nouă pe care o pregătește Dumnezeu. Sfânta Scriptură se încheie cu Cartea Apocalipsului, o fereastră spre viitor, o fereastră spre eternitate. Și în fereastra aceasta, spune Sfânta Scriptură, în Apocalipsa capitolul 21 cu versetul 1, apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul din tâi și pământul din tâi periseră și marea nu mai era. Și apoi în versetul 5 spune așa, cel ce ședea pe scaunul de domnie a zis, iată, eu fac toate lucrurile noi. Știți cum trebuie să fie oamenii care intră într-un cer nou, într-un pământ nou, unde toate lucrurile sunt noi? Oameni noi, născuți din nou, slăviți să fie Domnul! De aceea Dumnezeu ne cere și trebuie să vă nașteți, că nu puteți intra în acea împărăție unde toate lucrurile sunt noi decât oameni noi făcuți de Duhul Sfânt. Nu oameni noi ai comuniștilor, nu oameni noi scoși de nu școală de filozofie, ci oameni noi prin Duhul lui Dumnezeu. Ori acea lume este moștenită de copiii lui Dumnezeu. Pe pământul ăsta nu avem moșteniri. Nu putem să luăm cu noi, pentru că viața e limitată și la un moment dat plecăm în deșnicie, moștenirea noastră nestricăcioasă ne așteaptă dincolo. De aceea e important, ca și copiii lui Dumnezeu, să evaluăm în seara asta, ești născut din nou, s-a putea în viața ta să fi avut anumite greșeli, s-a putea în viața ta să fi avut anumite situații. De ce să nu ridic problema aceasta de foarte multe ori în cadrul uh, comunităților? când un om a fost alcoolist, că un om a fost pasionat de jocuri de noroc, când un om a fost pasionat de tot felul de păcate și a venit la Hristos să vede nașterea din nou în viața lui, că dorește sfințenie, că dorește părtășie, că dorește har. Toată lumea vede că Dumnezeu l-a născut din nou, slăvit să fie Domnul. Problema este la copiii de pocăiți, care când s-au dus la discotecă, nu și-au găsit prieteni, când s-au dus, nu știu, nu s au găsit cu tare, la un moment dat îl prinde vremea și pe el pe aici, trebuie să se însoare, cere un botez și el, că altfel nu-l căsătorește păstorul și cu frații um, din conducerea bisericii, de el stă pe băncile adunării nenăscut din nou. Și e Harul lui Dumnezeu lângă el, și mântuirea lângă el, și posibilitatea salvării lângă el. De el crede că e okay, așa. De-aia din când în când reamintim cuvintele Domnului. Trebuie să vă nașteți din nou, Doamne, ajută. Să nu rămâi lângă o ușă, nu departe de ușă. Știți că tristețea pe picioarele nu n-a fost faptul că uh, au fost pierdute pentru că s-au culcat și dormeau la un hotel. Că s-au încurcat cu afaceri, pe traseu, Nu. S-au trezit în fața unei uși încuiate după ce au stat lângă ușa aia, lângă salvarea aia. Au stat până la mezul nopții. Și câți copii de credincioșilor sunt în adunare dar n-au nicio pasiune, parcă n-au niciun dor. Dacă le-aș pe tata și mama, s-ar putea poate că le-aș pe el. Nu, iubitul meu, dacă un om nu se naște din nou, nu vede și nu intră. Și ești atât de aproape, ești atât de aproape, fă pasul și roagă-L pe Dumnezeu prin Duhul Sfânt să te nască din nou. Amin.